Dacă în Cupa României Flacăra Moreni a reușit să facă un meci frumos împotriva celor de la Vântul Produlești, scor 6-0, în următorul test pe care l-a susținut weekendul ce tocmai s-a încheiat, în compania celor de la Petrolul Târgoviște în deplasare, nu au reușit să impresioneze foarte mult, la sfârșitul partidei înregistrându-se doar o remiză, scor 0-0. Formația pregătită de Gogu Bucurica a reușit să își creeze totuși un avantaj destul de mare, acumulând un punct prețios. Cei dezavantajați au fost băieții lui Marian Vasilache, care s-au declarat nemulțumiți de prestația arbitrilor, până la îndoială decizia de a transforma golul lui Grădinaru în offside. S-a resimțit o ușoară oboseală după meciul de cupă de miercuri de la Produlești. Am încercat de fapt la fiecare etapă mergem spre victorie. Am încercat, dar nu s-a putut. La un moment dat în repriza a doua am făcut niște schimbări. Echipa a fost puțin mai proaspătă în faza de atac. Și ca urmare a acestui lucru, la un moment dat în 86-87 am înscris gol, dar pe motiv de offside golul a fost anulat la semnalizarea tușierii după partea dreaptă, deci partea noastră de atac. Un gol cred că era meritat, un gol pentru care echipa a muncit și e mare păcat că s-a întâmplat acest lucru. Eu trag un semnal de alarmă, mai ales în privința arbitrilor, să fie mai atent la judecarea fazelor din timpul jocului. Pentru că o asemenea greșeală, deci nu ne scade din posibilitățile de a ataca primul loc. Deci noi asta, un 1-0, deja eram din nou la adevăr, ajungeam la plus 5 și numai să știa că putea să întâmple orice în continuare. După rezultatele înregistrate, formația lui Marian Vasilache a trecut pe treapta a treia podiumului, fiind înlocuită de Fecea Ninoasa, iar în fruntea clasamentului se păstrează Gloria Cornești, detașându-se cu 50 de puncte. O remiză asta am coborât, am văzut că Ninoasa a câștigat la Consești. Noi o să mergem în continuare tot pe cartea victoriei și să vedem ce se va întâmpla până în ultima etapă. Încă n-am dezarmat. Noi mai avem în față de Ninoasa două puncte la adevăr. O să mergem înainte totul pe cartea victoriei, să vedem ce se va întâmpla.